Din România au devenit desperiați. Din Vama Albița, alegiștii au ridicat astăzi două cadavre. Șoferul unui tir a murit, se pare, de frică la un control mai amănunțit al vameșilor. Avea câteva pachete de țigări netimbrate la el. În schimb, doi cetățeni greci au vrut să treacă granița cu bunicul mort în mașină. Ligia Pricopi este în direct. Bună seara, Ligia, explică-ne. Primul cadavru a fost adus la vamă azi dimineață. Este vorba de un bătrân de 81 de ani care ar fi murit între localitatea Tecuci și Vama Albița. Rudele bărbatului intenționau să-l ducă la o clinică din Odessa, Ucraina, așa că le-au declarat vameșilor că bătrânul este mult prea obosit pentru identificare. Vameșii nu i-au crezut pe cuvânt și așa au descoperit că cei doi încercau să treacă prin vamă cu un cadavru. Între timp, pe sensul de intrare în țară, un bărbat s-a stins după ce vameșii l-au prins cu câteva cartușe de țigări. Primul șoc al vameșilor de la Albița a fost la primele ore ale dimineții. Doi greci care încercau să ajungă în Ucraina au uitat să le spună că cel de-al treilea pasager al mașinii murise pe drum. Așa că pentru a trece peste formalități au declarat că bunicul dormea profund. O rudă a lor, un bătrân în vârstă de 81 de ani, care se afla în autoturism, nu prezintă semne vitale. Cum vameșii nu au reușit sub niciun chip să-l trezească, au chemat imediat o ambulanță. Polițiștii de frontieră au informat telefonic serviciul de urgență, o ocazie cu care lucrători din cadrul acestui serviciu s-au prezentat în PTF Albița cu o ambulanță. Câteva ceasuri mai târziu, pe sensul de intrare în vamă, șoferul unui tir își dădea duhul. Eu găsesc țigări și pe 10 pachete țigări l-a apucat inima și a murit. E normal asta? Crimă mare asta? După efectuarea controlului de frontieră, în ceea ce privește polițiștii de frontieră, s-a trecut la controlul fizic efectuat de către vamă. În timpul controlului, șoferului s-a făcut rău, a căzut, a dat semne de rău fizic evident. Este pentru prima dată în istoria Vămii Albița când lucrătorii de la punctul de frontieră se confruntă cu astfel de situații.